Slăvit să fie Domnul! Amin! Lăudat să fie Domnul! O zi minunată! Nu vom ști ce va fi mâine, însă știm că prezentul îl trăim cu Domnul împreună cu toții. Amin! De aceea, dragii mei, dați-mi voie să dau citire la 4 versete din Epistola către Coloseni, care scrie Pavel Colosenilor, în capitolul 3, primele 4 versete. Spune cuvântul lui Dumnezeu astfel, Coloseni, capitolul 3, versetele 1 la 4. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit, și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Amin. Dragii mei, Duhul lui Dumnezeu când te călăuzește, nu mai poți să schimbi nimic în viață. Deși noi am vrea să schimbăm multe. Așa cum spunea și cântarea, nu știu nici care dintre noi ce va fi mâine. Nu știm Dumnezeu cum ne călăuzește. Nu știm Dumnezeu ce planuri are cu fiecare dintre noi. Însă, ceea ce știm este un lucru cert și sigur, căci suntem copii de Dumnezeu. Și Dumnezeu să fie slăvit în aceasta. Însă, dragii mei, în ceea ce am citit, în primul capitol și primul cuvânt din primul verset, spune, dacă deci ați înviat. Acest dacă pune puțin în balanță ceea ce Pavel transmite colosenilor. De ce scoate Pavel în evidență cuvântul dacă ați înviat? Pentru că este o certitudine să înviezi, este o siguranță să trăiești o viață lângă Dumnezeu, este o siguranță că poți să fii mântuit, este o siguranță că ceea ce trăiești tu, trăiești cu Dumnezeu și lângă Dumnezeu? Nu, dragii mei. Acest lucru nu este o siguranță, nu este nicio certitudine, dacă nu-ți dorești cu adevărat. Și Pavel le spune atât și le transmite clar, dacă ați înviat. Dragii mei, fiecare dintre noi am trăit o experiență în această viață. Și fiecare dintre noi putem spune că dacă am înviat împreună cu Hristos, am trăit experiența aceasta învierii. Amin? Amin? Cred că fiecare dintre noi am avut o experiență în această viață, înainte sau după ce l-am cunoscut pe Domnul. Înainte de a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, cei care n-am cunoscut pe Domnul, am considerat că dacă mi se întâmplă ceva, se întâmplă pentru că așa trebuie. Mi se întâmplă pentru că așa-i sortit. Mi se întâmplă că eu merit. Mi se întâmplă că eu sunt un om bun. Dacă ai înviat odată cu Hristos, trebuie să conștientizezi faptul că nu ceea ce ți se întâmplă ție în viață sau mie este la voia întâmplării, ci dacă ai înviat împreună cu Hristos, Hristos și-a pus amprenta pe tine, slăvit să fie numele Lui. Domnul Iisus Hristos ne-a ales pe fiecare dintre noi ca să trăim și să înviem împreună cu El. Obligația noastră, care este, dragii mei? Spune Apostolul Pavel, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus. Și aș vrea să scot în evidență trei aspecte clare și să le parcurgem în această seară. Domnul ne-a dat timp și mulțumim și dăm slavă pentru aceasta. Este faptul că experiența de înviere a fiecăruia dintre noi trebuie mărturisită. Trebuie adusă înaintea poporului, înaintea oamenilor. Fiecare dintre noi avem o experiență în această viață. Pentru viața cea nouă. Experiența care am trăit-o nu este pentru viața care am trăit-o înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, ci experiența care am trăit-o și arătarea lui Domnului Iisus Hristos în dreptul fiecăruia dintre noi este pentru viața cea veșnică. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, Pavel spune să umblați după lucrurile de sus. Trebuie să înțelegem
că oricine trebuie să fi trăit un miracol sau o experiență de aducere a vieții noi în viața lui, a vieții cu Iisus Hristos. Experiența aceasta pe care o trăim fiecare dintre noi, miracolul pe care îl trăim fiecare dintre noi, trebuie mărturisit, dragii mei. Dacă îl ținem și nu-l mărturisim, nimeni și cei din jurul nostru trăiesc cu impresia că tot ceea ce ni se întâmplă nouă, ni se întâmplă că merităm. Nu, dragii mei, ceea ce ni se întâmplă nouă și minunile care le face Dumnezeu în viața noastră, în viața fiecăruia dintre noi, sunt pentru că Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl ne-a atins, ne-a ales și ne-a cules, ne-a scos din locurile în care noi bâjbâiam, umblam după lucrurile pământești. Nu umblam după cele cerești, așa cum Pavel ne transmite, așa cum Domnul Iisus Hristos ne îndeamnă și Dumnezeu vrea de la fiecare dintre noi. Trăirea noastră pe acest pământ și experiența care o trăim, miracolele din viețile noastre, nu sunt la voia întâmplării. Fiecare am trăit. Și dacă aceste lucruri ți s-au întâmplat în viață și dacă ai reușit să dobândești un miracol, și să-l cataloghez ca venit din partea Domnului Iisus Hristos. Ești un creștin adevărat, lăudat să fie Domnul. Dacă nu ai aceste lucruri și dacă nu experimentezi trăirea și viața cea nouă, învierea, viața pe care Dumnezeu ți-o oferă prin Domnul Iisus Hristos, nu poți să te numești creștin. Și trebuie să o spun și în dreptul meu. Dacă miracolul care mi s-a întâmplat în viață și cel mai mare miracol în ziua de astăzi, știți care este cel mai mare miracol în dreptul vieții mele? Este faptul că m-am trezit, Dumnezeu m-a adus în casa Lui și în aceste momente suntem cu toți împreună. Ce miracole mai mare vrem să avem? În fiecare zi Dumnezeu alege și Domnul Iisus Hristos ne călăuzește, ne ajută, ne sprijină, ne învață prin Duhul Sfânt. Fiecare dintre noi, spunea Andrei, așa de minunat, să fim călăuziți de Duhul Sfânt, să fim plini de Duhul Sfânt. Asta face Dumnezeu cu noi. Miracolul vieții noastre este călăuzirea Duhului Sfânt. Pentru un creștin și pentru creștinătate, miracolul cel mai mare este învierea Domnului Iisus Hristos. Nu există înviere fără moarte. Moartea și învierea Domnului Iisus Hristos este miracolul lumii. Pe care noi trebuie să-l mărturisim, pe care noi trebuie să-l trăim. Acest miracol care Dumnezeu îl face și în viața mea, miracolul învierii din nou. Dragii mei, dacă, deci, ați înviat împreună cu Hristos, asta trebuie să mărturisim fiecare dintre noi. Căci aceste miracole care le-am trăit în viața noastră, poate că dumneavoastră ați trăit, poate că nu ați trăit un miracol care să vă zdruncine din temelii, care să vă întoarcă 180 de grade viața. Însă credeți-mă ce vă spun, că cei ce au trăit miracole de acest gen sunt oamenii care știu, recunosc și cred că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Amin? Amin. În Sfânta Evanghelie după Ioan, evanghelistul Ioan ne relatează povestea și fapta pe care Domnul Iisus Hristos o face în dreptul slăbănogului, vindecarea lui în apele tulburi. Dacă poți să afișezi, te rog, Ioan 5 cu versetul 4. Ca să vedem exact. Căci un înger al Domnului, spune cuvântul lui Dumnezeu, se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Dragii mei, tulbura acea apă. Și cel din tâi care se cobora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Amin? Acest lucru trebuie să ne atragă atenția. Tulburarea apei. Ei, așa se întâmplă și cu viața creștinului, cu învierea, și cu tot ceea ce trăiești după această înviere, după miracolul care se produce în dreptul meu și în dreptul fiecăruia dintre noi, acel miracol al învierii din nou, trebuie să conștientizăm faptul că prin tulburarea vieții, prin tulburarea apei, prin scufundarea corăbilor, ni se întâmplă lucruri la care Dumnezeu este în control. Slăvit să fie Domnul! Deci dacă ați înviat, trăiți, spune Pavel. Cum să trăim?
Este foarte... Și apropo de corăbii, știți că Pavel în capitolul 27, mergând spre Roma, corabia lor naufragiază. Și știți că după ce se salvează toți, știți ce face Pavel? Frânge pâinea. Pavel dă cina Domnului. Deci după toată... Dragii mei, nouă ni s-au întâmplat lucruri... Nu bat niciun apropo, dar vreau să vă spun, nici s-o strica mașina și nu știm dacă mai ajungem să luăm cina. Că nu mai mergem. Că nu mai avem cu ce. Serios, oare? Pavel ce făcuse? După ce ieșise cu corabia frântă, erau toți împreună. Era foarte mulțumit Pavel și mulțumea lui Dumnezeu frângând pâinea. Cinau împreună, luau masa cu Domnul împreună. Asta se întâmplă în viața noastră când apele ni se tulbură. Asta trebuie să ni se întâmple nouă ca și creștini, când apele și corăbile noastre se neacă spre mal. Să ce? Să-i dăm slavă Domnului. Acea slavă care Dumnezeu o merită. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Dumnezeu Tatăl îl iubește atât de mult pe Domnul Iisus Hristos. Știm cu toții, dragostea lui Dumnezeu pentru omenire este prin Domnul Iisus Hristos. Și dragostea care Dumnezeu Tatăl, o dragoste desăvârșită, o are pentru Fiul, nouă ne permite faptul să înviem din nou prin Domnul Iisus Hristos. Amin? Dragii mei, dacă un tată își iubește atât de mult copilul, pe Fiul, pe Unicul, pe Dumnezeire, pe Trinitate, încât să ofere posibilitatea mie și dumneavoastră să ne numim copii, să înviem din nou, dar nu înainte de a muri. Aceasta e esența creștinismului. Mori împreună cu Hristos, te faci una cu Hristos și învii în Iisus Hristos Domnul. Amin? Asta trebuie să înțelegem. Dumnezeu nu ne-a creat și nu m-a creat nici pe mine și nici pe ceilalți oameni din ură, din dispreț, din răzbunare, ci ne-a creat din dragoste. Și credeți că Dumnezeu nu ar fi avut o posibilitate să-și tragă la o parte toată slava și să spună am terminat, nu vă mai vreau, nu mai sunteți ai mei? Ba da, ar fi avut. Însă dragostea Lui pentru Fiul, slăvit să fie numele Lui, ne dă și nouă posibilitatea să înviem din nou și să trăim cu Iisus Hristos Domnul. Amin? Știți, crucea este simbolul creștinității. Fără cruce, nu ne-am putea numi creștini. Imaginați-vă doar un om cu mâinile întinse care are poziția crucii. Știți că în vechime evrei, poziția de rugăciune era în genunchi cu palmele și mâinile întinse și fața spre cer. Aceasta era poziția de rugăciune. Dragii mei, noi astăzi nu avem o poziție de rugăciune. Dumnezeu ne acceptă rugăciunile noastre atâta timp cât sunt din inimă. O rugăciune făcută din inimă face minuni. Minuni despre care noi trebuie să vorbim. Acele minuni care Dumnezeu le vrea de la noi. Acele minuni care Dumnezeu le face în viața noastră. Lăsând crucea ca simbol al creștinismului. Știți, dragii mei, că Dumnezeu când privește spre cruce, privește spre dragostea care o are față de noi? Știți că Dumnezeu când privește spre cruce, privește spre Fiul pe care îl iubește necondiționat și cu desăvârșire? Știți că privind noi spre cruce, avem libertate și trecere la Domnul? Știți că noi privind spre cruce, ducem o viață fără prihană? Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu ca de câte ori privim spre cruce, minunile care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră să nu rămână doar pentru noi. O mare minune putem să spunem că face Dumnezeu în fiecare zi, căci suntem în casa Lui de rugăciune. Nu vrem să blamăm pe nimeni și nu vrem să facem treaba asta niciodată. Însă, dragii mei, în fața morții spune că nici ateii nu mai sunt necredincioși. Oare de ce? Ateii care toată viața cred că nu există Dumnezeu, în fața morții sunt credincioși și cred în Dumnezeu. Pentru că privind spre cruce, dragii mei, avem obligația să mărturisim toate minunile și toată experiența care fiecare dintre noi am trăit-o împreună cu Domnul Iisus Hristos.
În vechime spune că poporul celt, celții erau un popor migrator care se perindau prin partea de nord a Rusiei, coborau spre Asia și din nou. Celții erau unul dintre popoarele cele mai asupritoare, care nu se abăteau de la niciun fel de lege transmise de rege, care era singurul și era suprem, și spune că deasupra tronului de judecată purtau o sabie întotdeauna. Știți ce sabie aveau acolo? Era sabia cu care regele și-a ucis fiul pentru că nu a respectat legea. Am stat și m-am gândit de multe ori, ei erau atât de inculți, nu erau atât de citiți, nu erau atât. Dar aveau o lege și aveau un rege care trebuia să respecte și legea și să-și respecte și demnitatea de rege. Dragii mei, dacă acea sabie a târnat deasupra tronului lor și știau că nimeni nu e mai presus de rege și de lege, crucea care simbolizează moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, oare ce impact are asupra noastră? Oare nu are un impact să spunem, Doamne, îți mulțumesc că Tu prin cruce și prin jertfa Ta la Golgota mi-ai dat mie posibilitatea ca minunile din viața mea să-mi o schimbe totalitar, să-mi schimbe toată viața? Asta trebuie să recunoaștem. Crucea nu este un simbol de purtat la gât și nici de înfăptuit și nici de cioplit. Crucea este simbolul care trebuie să-ți marcheze viața, să-ți deschidă inima și să recunoaștem că toți trăim o experiență cu Dumnezeu. Acea experiență care Dumnezeu vrea să o mărturisești. Acea experiență pe care noi ca și creștini credincioși și cu temere de Dumnezeu, de ce nu? Trebuie să recunoaștem, Dumnezeu ne iubește prin Domnul Iisus Hristos. Puntea noastră cu Dumnezeu este crucea și Domnul Iisus Hristos. Este faptul că Dumnezeu și pentru ceea ce Dumnezeu a lăsat ca oricine, spune cuvântul lui Dumnezeu, oricine crede și se botează, va fi mântuit. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Însă, dragii mei, mântuirea și credința se mai leagă de un aspect. Și al doilea aspect care aș vrea să-l vorbim și să-l povestim în această seară, este dacă beneficiez prin credință și botez de mântuire, mai ai obligație să rămâi scris în cartea vieții mielului. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Și, dragii mei, trebuie să înțelegem un singur lucru. Aspectul care scoate în evidență scrierea noastră în cartea mielului. Domnul Iisus Hristos, când și-a deschis mâinile să primească pironirea, și-a deschis cartea vieții ca eu, tu și toată lumea care crede în El și se botează, va fi mântuit și scris în cartea vieții. Amin? Ajută-ne, Doamne! Să ducem la bun sfârșit lucrarea aceasta. Să rămânem scriși în cartea aceasta vieții. Te rog frumos dacă poți să afișez Apocalipsa 20:15, care spune în felul următor. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Dragii mei, trăim experiența învierii cu Domnul Iisus Hristos. Avem binecuvântarea de la Dumnezeu să fim schimbați în totalitate, să trăim o viață plină cu Domnul Iisus Hristos, să beneficiem de răstignirea Domnului Iisus Hristos, să trăim scriși în cartea Domnului Iisus Hristos și la venirea Lui să facem ce? Să căutăm și să nu fim? Domnul să ne ferească și mă rog bunului Dumnezeu și știu că în biserica noastră nu este cazul, este biserica lui Hristos. Domnul Iisus Hristos a lăsat atât de bine înrădăcinată această biserică încât se clădește pe credința fiecăruia dintre noi. Fiecare dintre noi clădim și cu toții trăim și vom ajunge la sfârșit. Dacă te-ai făcut una cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos, prin El vei fi scris în cartea Lui. Și vei lupta ca să trăiești după gândurile lui Dumnezeu. Iată versetul 2 ce ne spune. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Acum aș vrea să afișez, dacă poți te rog, Isaia 55, versetele 8 și 9. Ca să vedem cam ce ar trebui să gândim noi
Și ce ar trebui să trăim noi în concordanță cu ceea ce Pavel transmite colosenilor? Spune cuvântul lui Dumnezeu așa, căci dacă gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile mele nu sunt căile voastre, și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât de sus sunt cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Amin? Ne spune Dumnezeu că noi ca oameni nu putem gândi niciodată atât de sus. Însă ceea ce transmite Pavel spune, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Și în Proverbe 16:20 spune, cine cugetă la cuvântul lui Dumnezeu este fericit. Deci gândurile noastre să se îndrepte spre Dumnezeu. Nu vom putea gândi niciodată ca Dumnezeu. Nu vom putea umbla pe căile pe care umblă Dumnezeu. Noi suntem pe acest pământ. Însă gândurile noastre trebuie să ajungă la acel nivel. Să gândim spre eternitate. Să gândim spre ceea ce Dumnezeu ne cere fiecăruia dintre noi. Umblarea noastră pe acest pământ nu este una simplă. Și dacă nu am fi călăuziți, și dacă gândurile noastre nu s-ar duce spre Dumnezeu și căile noastre nu s-ar abate de la căile lumești și firești, pentru că am trăit pe acest pământ, am trăit și în lume și știm ce înseamnă unii dintre noi să te abați de la calea lui Dumnezeu. Necunoscând calea lui Dumnezeu, tu nu știi ce pierzi. N-ai de unde. Nu poți. Căile mele, așa consider eu și cu asta s-a terminat. Așa cred eu că e bine pentru mine. Ce căi îmi trebuie mie? E, dragii mei, în momentul în care tu ajungi și îl cunoști pe Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, prin învierea Lui cea sfântă, tu nu mai gândești așa, dragul meu. Mă gândesc cu groază cum am putut să gândesc. Mă gândesc cu groază cum am putut să umblu. Asta înseamnă căile mele sunt atât de sus încât niciunul dintre voi nu puteți umbla pe căile mele. Dar gândurile noastre pot să fie la căile Lui. Pot să fie, amin. Doamne, ajută-ne la aceasta. În acel moment poți să fii un slujitor al lui Dumnezeu. Dacă ești născut din nou, ai trăit experiența învierii, mergi pe calea Domnului, mergi cu gândurile tale spre gândurile lui Dumnezeu, poți fi un slujitor al lui Dumnezeu. Născut din nou, o viață nouă, scris în cartea vieții mielului, poți fi un slujitor și poți fi un slujitor de nădejde a lui Dumnezeu. Plecând de la grupul de laudă și închinare, Domnul să-i binecuvinteze, până la frații și surorile care ne rugăm împreună, pentru slujitorii noștri din biserică, toți suntem slujitori ai Domnului, pentru că m-am beneficiat de acest lucru prin învierea Domnului Iisus Hristos, prin faptul că suntem scriși în cartea vieții. Suntem noi scriși în cartea vieții. Suntem, Doamne, și te rugăm, ține-ne acolo pentru eternitate și pentru veșnicie. Nu poți să fii un slujitor și nu poți să vii la casa lui Dumnezeu doar ca să fii venit. Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor și îmi place acest verset. Vorbește, Doamne, căci robul tău, spune, robii tăi ascultă. Dar aș spune în dreptul meu, robul tău ascultă. Pentru că noi nu ne cunoaștem gândurile și Dumnezeu nu ne-a lăsat descoperit această lucrare să ne cunoaștem gândurile unii altora. Însă, dragii mei, Dumnezeu este Cel care cunoaște gândurile fiecăruia dintre noi. Și Dumnezeu face posibil ca noi să ne adunăm de fiecare dată aici, pentru că suntem copii al lui Dumnezeu, suntem slujitori împreună pentru Dumnezeu. Așadar, avem o naștere din nou, avem o viață nouă, avem numele scris în cartea vieții, suntem slujitori ai lui Dumnezeu. Toți am fost morți. Toți am fost morți. Și spune, dacă poți, te rog să afișez Filipeni 4:3. Acolo spune Pavel și specifică, așa declară exact ceea ce ne spunea și aici, însă sub într-un alt context. Filipeni 4:3. Așa, și pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să vin ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise
în cartea vieții. Deci erau slujitori cu un jug. Luaseră împreună jugul Domnului Iisus Hristos, că înțeleseseră faptul că jugul meu este bun, spune Domnul. Amin? Și împreună, spune, erau scriși în cartea vieții. Deci trebuie să fii scris, trebuie să fii născut din nou, să fii scris, să fii slujitor, ca să fii sub jugul Domnului Iisus Hristos. Și împreună cu toții slujitori care aveau numele scris în cartea vieții. Nașterea din nou, adică să fii înviat din nou cu Domnul Iisus Hristos, este partea spirituală a vieții noastre pe acest pământ. Te-ai născut din nou și poți să slujești. Te-ai născut din nou și te folosește Domnul. Te-ai născut din nou și Dumnezeu, prin moartea prin care ai trecut și învierea odată cu Iisus Hristos Domnul, te folosește exact cum a folosit pe Maria Magdalena, exact cum a folosit pe Famen, exact cum a folosit temnicerul din Filip, exact cum a folosit pe Saul, pe Corneliu și așa mai departe. Niște oameni care au murit. Mai întâi au murit. Maria Magdalena, plină de demoni. Scoate Domnul din ea 7 draci. Și mai apoi o folosește prima femeie care îi se arată Domnul Iisus Hristos. O, mare lucru! Mare minune! Este o minune? Este. Cine și-ar fi făcut o reclamă cu Maria Magdalena, care era o femeie cum era? Însă Domnul Iisus Hristos ne folosește pe cei noi morți și înviați. Că mai apoi folosește, așa cum am spus, și știm cu toții, pe Saul, pe Cornelie, care îi spune, ți-au fost ascultate rugăciunile. Altă minune pe care o înfăptuiește Dumnezeu, alt mort și înviat. Temnicerul din Filip, temnicerii la vremea respectivă erau un fel de, nu doar judecători, hai să le spunem, persoana care răspundea de tine în totalitate. Putea să-ți dea drumul sau putea să te țină închis. Era opțional pentru temnicer. Și gândiți-vă că temnicerul acela avea o putere. L-a folosit Dumnezeu. A murit, a înviat din nou și îl folosește Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Să trăim o înviere împreună cu Iisus Hristos, să fim folosiți, să-i slujim, ca mai apoi să beneficiem de răsplată. Al treilea lucru care aș vrea să-l spun și cu asta aș dori să încheiem, răsplata care o vei primi în urma a ceea ce noi am trăit pe acest pământ. Și repet ceea ce spunea Pavel Colosenilor, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, gândiți-vă la lucrurile de sus, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă în Hristos, în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos? Viața voastră, spune aici. Hristos, Domnul, este viața noastră. Nu spune când Hristos se va arăta în viața voastră. Nu, e virgulă, viața voastră. Spune Pavel, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Slăvit să fie Domnul. Atunci vine Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, cu răsplata pentru fiecare dintre noi. Trebuie să mărturisești că ai fost mort, ai înviat împreună cu Dumnezeu, iar la a doua venire a Lui, noi vom primi răsplata. Ceea ce Domnul Iisus Hristos spune atât de frumos și clar în Apocalipsa 22:11, spune Domnul Iisus Hristos, și dați-mi voie să-l citesc pentru că îmi face o mare plăcere să citesc acest verset, 22:12. Mulțumesc frumos! Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu. Și aș dori, dragii mei, ca în această seară să înțelegem cu toții că nașterea, învierea cu Domnul Iisus Hristos pentru fiecare dintre noi este un miracol. Miracol care trebuie să-l mărturisim. Miracolul extragerii mele dintr-o viață și pus într-o altă viață. Cu Domnul Iisus Hristos împreună. Ce miracol mai mare vreau eu? Nimic. Domnul să ne ajute. Că atunci când Dumnezeu ne-a scos pe fiecare din pulberea cea pierdută și aș ruga grupul de laudă și închinare să cântăm împreună o cântare care ne place așa de mult. Cel puțin pe mine această cântare mă scutură din toate. Tu m-ai cules din pulbere cu harul. Ce am făcut eu să merit lucrul acesta? Nimic, Doamne.
Însă ceea ce știu că trebuie să fac de acum înainte este să umblu împreună cu Hristos, Domnul și Mântuitorul meu, slăvit să fie numele Lui în veci. Amin.